2 aprilie 2013 am mers cu băiețelul meu de 5 ani jumătate într-un parc din cartierul Plopilor. Printre altele, a reușit să se dea și pe toboganul în spirală, cel neacoperit. În urma acestui eveniment a fost aruncat în afara toboganului. Căzând și-a rupt mânuța, am ajuns cu el la urgență, la spitalul de copii, constatând acolo că are dublă fractură, respectiv dublă fractură cu deplasare la ambele oase la mâna stângă. După ce s-a încercat reducerea, a fost nevoit să intre în operație pentru introducerea tijei, cu care a urmat să stea 3 săptămâni, apoi am revenit pentru scoaterea tijei, a urmat o mică perioadă de pauză, operația n-a reușit, am revenit pentru a doua operație și uite așa, de aproape jumătate de an, continuăm și în ziua de azi, gimnastica de recuperare, notul și alte activități. Accidentul copilului dumneavoastră este izolat? Este un caz izolat? Nu, din păcate, și doresc să atrag atenția și celorlalți părinți care mai există cazuri și situații similare și cei care urmează să se dea copila și să folosească acest tip de tobogan, mare atenție, părinți. Este un tobogan periculos, după cum ați văzut, și cazul nostru, și doresc din tot sufletul să se scoată din circulație.